Suntem tot pe 16 mai 2024 și am ales montarea ramelor în stil clasic. Deci acest lucru, pur și simplu că de pe acel magazin am găsit și cuie. Sunt cuie de 30 și am zis să încerc și cu modul clasic. Nu cred că o să pierd foarte mult timp. Ai nevoie doar de un ciocan, eventual și un patent. Și înainte de a începe montarea, am să vă arăt o chestie. Deci când vine îmbinată această ramă, acest model de ramă, eu n-am nevoie de acest șans, se poate folosi. Așa, și aici mi-am făcut eu așa o vedere cam pe unde să vină bătute cuiele, fiindcă nu o să bat cuie deasupra, ci în lateral. Să vă arăt și cum procedez înainte de a monta rama. Deci, prima dată iau cuiul și mi-am făcut un reper vizual. Și pregătesc șipcile pentru montare. Asta e tot. Îmi pregătesc mai multe. Bine, eu acum fac doar o demonstrație. Foarte ușor merge. Ca să fie eficient. Bun, deci după ce am bătut așa cu ele, cu un reper vizual, vă zic, asta e după fiecare cum și-l face. După aceea introduc lațul acesta la locul lui. Iau ciocanul și bat. Atâta bate deocamdată, să văd dacă se vede, da? Deci atâta introduc cuiele, din cu următorul laț pregătit, introduc și bat. Bat cuiele până la nivelul acesta. După care vin cu partea de jos se îmbină foarte fain, îmi place foarte mult cum vine. Așa. Aici am nevoie de patent pentru a direcționa cuiul exact cum doresc eu, fiindcă cuiele sunt un pic mai lungi față de ultima gaură. Dacă aș pune pe mijloc, ar străpunge capsa și atunci trebuie să fiu un pic atent unde bați acest cui. Tot ce trebuie să faci este să-l dai un pic în lateral și introduci cuiul cât mai drept. Bun, la fel procedez și în partea opusă. Consider că merge destul de repede, cu câteva zeci de secunde mai mult decât dacă le-aș capsa cu compresor. Bun, după ce am terminat de bătut cu ele în partea de jos, vin și la fel voi proceda și cu aceste cuie în partea de sus. Acum le pot bate complet. Deci o să dureze mai mult un pic.
Așa. Fiind mai tare, lemnul intră mai mult, dar nu mai ai nevoie de încă un cui în partea superioară. Bun, deci asta este rama montată clasic, așa te curge, le faci. Și consider că este destul de rezistentă, nu cred că are vreo problemă. Bun, cam în acest constă, cam asta constă, să zic, montarea ramelor clasic, un ciocan și cuie. Bun, sper că a fost interesant. Nu am foarte multe de montat, vreo 25, nu durează mult. Așa că, până data viitoare, numai bine!